Să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să descoperi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. Dacă visezi la o vacanță plină de culoare, află că ai zbor direct spre Barcelona. Ori lasă-te fascinat de istoria orașului Madrid. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Știri de ultimă oră. Cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumuturile CRE Flex Credit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxe de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie. Să te înscrii la FAI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit.
Bună seara, bine ați venit la prima ediție din această săptămână a emisiunii din revista Presei. Un sfârșit de săptămână foarte încărcat, mai ales dacă luăm în considerare și evenimentele importante care s-au întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Mă refer la atentatul de la Nisa și încercarea de lovitură de stat din Turcia. Avem știri și din presa locală, așa că hai să trecem la treabă, să vă prezint cât mai multe știri ca să fiți dumneavoastră informați. Poate nu toată lumea aveți obiceiul de a răsfoi ziarele online. Ziare scrise, din păcate, nu din ce în ce mai puțin lume folosește, așa că rolul nostru aici este să vă aducem în fața noastră diferite informații. Bine, mai sunt și televiziunile naționale, dar cei de acolo, de la televiziunile naționale, nu prea iau știrile în ceea ce privește activitatea și societatea locală. Bun, prima știre se referă la iată, nu știam că există așa ceva, 20 iulie 2016, zi nelucrătoare la Apa Vital. Se vor asigura servicii de permanență. Nu știam că, iată, un operator, nu neapărat el, dar în general pentru toți cei din serviciile publice, există o zi a lucrătorului, 20 iulie. În conformitate cu... Da? Avem o mică problemă tehnică, îmi cer scuze, și revin imediat cu știrea. E o mică problemă la server acolo, imediat. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, light the show. Watch them grow, I dream, I know. Deep are my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, light the show. Watch them grow. Îmi fugise la Valera, o luase la bani, nu din cauza ceea ce vorbesc, ci pur și simplu. Deci vă spuneam că există o zi a lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare. Nu știu dacă această zi este la nivel național, dar se pare că Apa Vital ține cont de această zi și cu toate acestea va asigura permanență în o parte din activitățile pe care le desfășoară. Am ținut să vă spun despre acest eveniment, despre această zi, pentru că e prima dată când auzi de așa ceva. Probabil că și dumneavoastră nu cunoșteați acest lucru. De aceea ar fi bine să vă găsiți un job în astfel de servicii, în apă și canalizare, la o societate. Iată, veți beneficia și de această zi. O altă știre, greva din administrația publică a fost anulată. Funcționarii lucrează mâine cu program normal. Știți că funcționarii din administrația publică sunt nemulțumiți de nivelul salarizării, spun că au rămas cei mai jos, dar cu un ministru ca domnul Dâncu, care este și vicepremier, sigur că nu puteau să facă grevă foarte mult timp. Domnul Dâncu este un mare sociolog, un mare om politic, se pare, și de fapt cred că este eminența cenușie din spatele politicii românești, cel puțin pe partea asta de social-democrație sau chiar și liberalism. V-am zis, nu există nicio diferență între social-democrație și liberalism, cel puțin așa cum se aplică la noi în România. Nu există decât o singură clasă politică, acea clasă politică care vrea întotdeauna să ajungă la butoane pentru a sifona bani publici, pentru a trăi cât mai bine. Da, deci spuneam că funcționare, iată că au ascultat de ceea ce le-a transmis domnul Dâncu, probabil a promis ceva interesant. Și haideți să citim din știrea de pe newspașcan.com. Funcționarii primăriei Pașcan, la fel ca toți lucrătorii administrațiilor publice din țara noastră, vor veni mâine la muncă, precum și în zilele următoare, întrucât decizia de a intra în grevă generală a fost anulată. Cel puțin pentru o perioadă, amenințările cu proteste la adresa Guvernului României vor înceta. Asta în urma unor discuții ce au avut loc între președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație și Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. La masa tratativilor, aceștia au convenit să deschidă un parteneriat care, la modul general, vizează analizarea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă funcționarii publici și personalul contractual din administrația publică
locală. Deci vă spuneam că vicepremierul Vasile Dâncu este eminența cenușii, cel care știe să tragă sforul un fel de Hrebenciuc modern a zilor noastre. Deci vicepremierul Dâncu a asigurat conducerea Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație de tot sprijinul pentru ca modernizarea administrației publice și recâștigarea demnității salariaților să devină un procent accelerat în care toate deciziile și strategiile se vor face prestabilit în cadrul unui proiect de comun acord. Da, rămâne de văzut în cât timp guvernul va onora promisiunile făcute. Cert este că greva care era anunțată să înceapă mâine, pe perioadă nedeterminată, a fost suspendată. V-am spus, are domnul Dâncu această abilitate de a înfrâna, de a stopa o astfel de grevă cu ajutorul unor promisiuni, mai mult sau mai puțin concrete. Bineînțeles, categoria funcționarilor din administrația publică a rămas cea mai prost plătită, indiscutabil. Nu aruncam o anatemă asupra tuturor funcționarilor, dar încă sunt mulți funcționari care nu-și fac treaba cum trebuie, au foarte multă aroganță. Ați văzut, v-am povestit la Ziua Orașului, am văzut funcționari publici cerând mită, deci am văzut cu ochii mei acest lucru. Mi-au povestit și cei de acolo din patronii care aveau usual acelea, diferite privatizări sau diferite lucruri acolo la Ziua Orașului, în piața aceea, în acea locație. Oameni care mi-au povestit că încă sunt funcționari publici care se dedau la astfel de acte. Rușine să le fie unor astfel de indivizi, dar pădure fără uscături nu avem în România încă. Bineînțeles, și în vest există astfel de lucruri. Se întâmplă și acolo. Oriunde, că e polițist, că e funcționar public, medic, toată lumea mai ciupește câte ceva. Că așa e probabil în firea omului. Dar la noi în România, din păcate, acest obicei este mult mai mare. Citam zilele trecute o știre din referitoare la Canada și văzusem că zilele acestea a fost arestat acolo tot așa un român, un cetățean român care lucrea într-o agenție guvernamentală care se ocupa, cred, de emigrări sau ceva de genul ăsta și, bineînțeles, trăit în România, școlit în România, omul ajunsese acolo, dar încă avea același metecne. E o problemă. Bine, domnul Dâncu o să încerce să revitalizeze administrația publică, dar întotdeauna vor exista ușițe, vor exista căi prin care vor fi în continuare angajate soții, nepoți, copii, rude, amante în administrația publică. Sperăm să nu o facă mai sufoasă, ci să o facă mai performantă, domnul Dâncu. L-am văzut la forumul administrației publice atunci când s-a discutat între administrația centrală și cea locală. Am văzut acolo câteva idei de care am amintit săptămâna trecută la una dintre emisiunile mele. Iată o altă știre. Poate ați făcut cumpărături de mai mulți lei dacă ați avut bani. Adică dacă pe data de 13 iunie ați cumpărat în valoare de 678 de lei pe un singur bon, ați putea fi unul dintre norocoșii care ar câștiga la loteria bonurilor 100 de milioane de lei vechi. Din păcate, guvernul nu vrea să... Probabil că nimeni nu a propus. Eu aici sunt prea minuscul ca să aud cineva din guvern propunerea mea sau cei de la Ministerul de Finanțe. Prea puțin dintre noi, dintre români, dintre cei care câștigăm cu greu banul, mergem să cumpărăm o dată de 678 de lei cu banul jos. Probabil că mai cumperi cât un pat, eu știu, o canapea, un televizor, eu știu, dar de 678 prea puțin. Ar fi fost bine să fie o extragere doar cu două cifre a zecilor, da? 10 lei și 100 de lei, pentru a prinde la mai multe categorii sociale. Dar așa au vrut să facă guvernul. Strângeți bani și cumpărați cu scoruri mai mari. Încă 18 note de 10 în urma contestațiilor la bacalaureat. 11 elevi ghinioniști. De ce-s ghinioniști? Hai să vedem. Tot newspashcamp.com, să vedem dacă e de pe ziarul de Iași. În cursul zilei de sâmbătă s-au afișat rezultate finale de la examenul de bacalaureat. Absolvenții de liceu urmând să se înscrie de astăzi la facultatea dorită. Un număr de 2123 de contestații au fost rezolvate, majoritatea notelor fiind modificate în plus.
Iată, 11 candidați au obținut nota 10, iar alți 45 de candidați au reușit să promoveze examenul de bacalaureat. Dintre aceștia, 25 au avut media generală cuprinsă între 5 și 5,99, iar restul o notă mai mică de 5 la o disciplină. Au fost modificate în minus un număr de 119 note, iar în plus un număr de 724 de note. Bun, e o problemă, înțeleg, din ceea ce spun și cei de la minister. Am înțeles că s-a constituit și un fel de comisie sau se fac cercetări să vadă cum e posibil ca trei evaluatori, nu? Prima dată o lucrare de bacalaureat are trei evaluatori care pun note. După contestație vin următorii trei, o echipă din alți trei evaluatori, profesori de specialitate la care se corectează. Și ciudat, să că de la două puncte am înțeles că au fost chiar modificări de note, ceea ce e un lucru ciudat, pentru că baremul, grila e destul de exactă, nu, este exactă, nu ai acolo cum să schimbi altfel. Poate să zicem la obiectele umaniste, acolo unde mai trage o concluzie, nu știu, n-ai pus-o bine în pagină, n-ai ideea, nu-i coerentă sau eu știu, ai scăpat câteva elemente. Dar la matematică și la fizică lucrurile sunt clare. Plus că dacă vă gândiți la limba și literatura română, dar și la alea umaniste, au fost câteva subiecte răspuns tip grilă. Da, dau un exemplu. Se desfășura acțiunea din fragmentul pus în discuție în teză la 1390. S-a întrebat ce secol reprezintă. Da? Secolul 14. Ei, acolo pe grilă nu putea unul să pună 15. Sau era fix de corectat acolo. Dar dacă o să găsească ceva cei de la minister, cu siguranță presa va prelua informații și vi le vor oferi în direct sau pe mass media. Iată o situație ciudată. Mesaj furios al unei doctorițe. Când lăsați 5 lei cu afezie la tuns, nu ești pagă? Dramele tinerilor rezidenți. Hai să vedem, să citim puțin. Actual 24.ro. E preluată, nu știu cine actual la ei. O tânără doctoriță relatează dramele prin care trec rezidenții din spitale. Nu ne-a tras nimeni de mânecă să ne spună cât de bajocoriți o să fim. Nu știam ce salarii sunt. A scris doctorița pe formă actual 24. Hai cu coană, hai cu domnișoară. Nu știai, dacă te-ai dus să faci facultate, nu știai despre ce vorba. Chiar ai venit dintr-o altă galaxie și ai venit aici în sistemul românesc și n-ai știut despre ce vorba. Mesajul doctoriței vine în urma unei dezbateri aprinse pe forumul actual 24.ro privind relația dintre medici și pacienți. Ea și-a relatat experiențe de viață într-un text postat în secțiunea de comentarii de la articolul încă o doctoriță reacționează furioasă la adresa pacienților. Nu știți cât decât să ne umiliți. Iată integral postarea cutremătoare a doctoriței. Bun, nu am timp să vă citesc tot lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că orice ar spune, dacă mă iau doar după titlu, și asta e treaba mea să comentez știrile, nu cred că lasă cineva la tuns 5 lei. La un tuns poate îi lași un leu, dacă vrei. Problema e să pune altfel. Domnișoara doctor, dumneavoastră știu că nu ne auziți, dar cei care sunteți în fața televizoarelor, e dreptul fiecăruia să lase. Să lase un dacă vrei, lași, dacă nu, nu. Problema e atunci când ți se condiționează acest serviciu, da? Când mergi într-un spital și vezi asistenta, chiar infirmiera, nu mai spun de doctor, că te tratează într-un anumit fel, cu sictir, cu neinteres, răspunde așa la întrebări foarte scurt, foarte răspicat, atunci e clar că ți se induce sentimentul că este nevoie să dai ceva. Și cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați prins măcar o dată în viața noastră această atitudine. La început ți se vorbește în răspăr, de sus, iar după ce ai dat banul, persoana este mult mai înțelegătoare. O altă problemă este că vorbim despre sistemul de stat, acolo unde oamenii sunt plătiți din bani publici. Această doctoriță spune că nu știam ce salarii sunt. E Sanchi. Că nu, v-am mai spus, nu trăia în România. Imposibil să nu fi avut un prieten, imposibil familia să nu fi auzit în jurul său despre salariile care sunt în sistemul de sănătate sau despre faptul că cei mai mulți doctori merg în această
profesie, tocmai pentru aceste venituri informale, cum se numesc, pentru acea șpagă pe care o primești, pe lângă salariu. Să știți că, așa cum funcționarea aceia mergeau pe stadion și am văzut-o cu ochii mei, cerând cu nesimțire jetoane, invitații și alte lucruri de genul ăsta pentru a da copii în usuri, pentru a beneficia de nu știu ce facilități, foarte mulți oameni, sau cred că majoritatea oamenilor, gândesc așa, îmi iau un serviciu la care pică ceva. Așa e românul. Așa am întâlnit foarte mulți oameni de genul ăsta care spune, domnule, mai ai și și mie ceva pe lângă serviciu. Vă dați seama, dacă în fiecare zi, pe lângă salariul pe care în fiecare zi ai un 10 lei, la 30, la 20 zile, 2 milioane, nu? Pe care îți ies pe lângă asta. Uitați-vă, erau, râdeau cei din presa națională că a fost prins un comisar de poliție sau ceva de genul ăsta cu o șpagă de 1000 de euro și toată lumea l-a lăsit. Ia, uite, fraierul, abia cu 1000 de euro s-a întors la casă. Altcineva spunea că în sistemul vămilor a văzut șpăgi, da, pe o singură tură, de 10.000 de euro de om. Vedeți? Astea sunt servicii, de aceea se înghesuie lumea în sistemul public și mai ales acolo unde există posibilitatea acestui picături sau acestor bani care vin pe lângă salariu. Să fii fraier, să stai într-un serviciu în care să ai numai venitul ăsta. Acum să știți că și în sistemul privat există astfel de peșcheșuri. Mai mult sau mai puțin la vedere. Există și acolo. Nu știu, mai faci un transport cu... Nu, ești agent de vânzări la o firmă. Ai luat pe cineva cu mașina la iamâne, ți-a mai ieșit un ban. Bun. Doctorița aceasta probabil că urlă invidia mea sau... nu cred că mai există oameni care îți fac mai ales meseria de doctor din dedicație pentru asta. Nu am mai întâlnit medici care să nu refuze. Nu am întâlnit. O spune, bineînțeles, la prima vedere, lăsați, nu trebuie, nu știu, dar dacă insiști, orice medic, orice asistent, orice infirmier, oricine, și chiar și portarul, va lua un venit necuvenit sau un venit pe lângă salariu. Haideți să trecem la altceva. Doamna doctor, domnișoara doctor, o să vadă ea exact mai încolo cum și ce. Iată, un apel public pentru finalizarea casei praznicale din satul Oboroceni. Administrația publică locală din comuna Heleștene, alături de reprezentanții bisericii din satul Oboroceni, caută soluții pentru finalizarea unei construcții inițiate în anul 2015. Anul trecut a fost realizat un proiect de construcție a unei case praznicale în satul Oboroceni, proiect foarte important pentru comunitate. Este vorba despre o casă praznicală din satul Oboroceni. Proiectul a fost realizat, a fost emisă o autorizație și s-a terminat fundația. Următorul pas este achiziționarea ușilor și a geamurilor, însă este nevoie de fonduri. În acest sens, primarul comunei face un anunț public care vizează cetățenii din acest sat, atât cei care sunt acasă, cât și cei plecați în străinătate. V-am spus, săptămâna trecută am văzut un afiș pe la scările de bloc, acolo unde stau eu, pentru un ajutor pentru reabilitarea acoperișului la Biserica Sfinții Voievozi. Aici avem catedrală în construcție. Ne-am săturat, cel puțin eu m-am săturat de câte biserici să construiesc. Cum Dumnezeu, ce gospodare ești tu, ca, mai ales oamenii Heleșteni, sunt oameni serioși, oameni gospodari, așa știm. Dar cum poți dumneata primar, ai dat autorizații, n-ai discutat cu cei de acolo, nu le aveți fonduri sau preotul sau cine se ocupă de realizarea unei astfel de investiții? Cum să treci la treabă fără să ai fonduri? Iar la mila publică, eu m-am săturat de câți oameni vin pe la ușile noastre. Bun, și sunt și cu biserici, dacă despre biserică vorbeam. Sunt foarte mulți. Sunt în satul Cutare din județul Neam. Sunt în o ajutor pentru mănăstire. Ne-a ars biserica. Mulți sunt și cu autorizații. Nu m-am uitat niciodată pe autorizații de aceea. De fapt, o singură dată m-am uitat și era cineva din județul Argeș. Un ajutor pentru copii. Vii tu tocmai din județul Bacău, firma e pe la Argeș, un cămin cu 8, 9, 10 copii, am căutat pe net, și vii să cauți bani în pașcani. Lucrurile astea nu sunt normale și de ce ar fi bine să refuzăm din start? Cine vrea să-și construiască biserică? Cine vrea să-și facă casă praznicală? Nu are decât să-și facă pe banii lor, nu pe banii cetățenilor, să nu mai apeleze la mila publică, că este rușinos această cercetărie oficială, dacă putem spune așa, sau, oficială, că
iată, lucrurile sunt la nivelul unei primării. Bun, haideți să luăm puțin în publicitate. Noi trăim din publicitate, nu trăim din mila oamenilor care, iată, vor să-și construiască case praznicale, să aibă acolo cu ajutorul nostru. Nu, noi muncim corect aici, vă prezentăm știrile așa cum putem noi mai bine. Cine dorește să uite la noi, dacă nu, există și alte posturi, există și alte medii de informare. De aceea, 3 minute de publicitate. De ultima oră, cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumuturile CRE FlexiCredit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxe de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie. Magazinelor Imer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Da, iată-ne în direct. Bun, haideți să trecem la altă parte de tot de finanțe, tot parte de cer și bani, ca să zic așa. Lista școlilor care înregistrează datorii. Directorul trebuie să găsească soluții pentru lucrări de igienizare. Teona Gherasim semnează pe newspashkan.com. E vorba despre școlile din municipiul nostru care au intrat normal în vacanță, iar până la începutul anului școlar, directorul trebuie să găsească soluții să igienizeze aceste spații, să-și plătească din datorii, astfel cât anul școlar următor, 2016-2017, să le găsească pe acestea fără datorii la școală, mă refer. Iar în capul listei stă Colegiul Național Mihail Sadoveanu, urmat de grădinița numărul 2 și grădinița numărul 3. Vreau să spun că m-am uitat, eu am predat anul trecut la liceul la Unirea și am fost zilele trecute să iau ceva documentații pe acolo. Și, interesant, a început refacerea înăuntru, văruială, tot ce trebuie, igienizare, da? Curățenie. Și foarte frumos, felicitări doamnei Orășanu pentru inițiativă și pentru managementul bun pe care l-a avut în ultimul an. Iată, domnul Menegon ne spune că s-au transferat în contul acestor unități de învățământ suma de 132.000 de lei. Ei vor mai primi și parte de la ISJ și cu siguranță vor ajunge cu datorii la zero.
Majoritatea școlilor au datorii la furnizor, respectiv gaz curent, ne-a declarat Cristian Menegon, purtător de cuvânt al primăriei Pașcani. Școala din Găștești însumează datorii de 717,76 lei, cred că. Iordache Cantacuzino 5900, în fine, câteva sume pe care aceste școli le-au ca și datorii. Trebuie neapărat comunitatea locală să se implice în aceste probleme. Din păcate, avem un buget destul de subțiat, v-am spus, din cauza faptului că nu avem redevența la nivelul dorit. Mai sunt funcționari publici care nu și-au făcut treaba bine la zilele orașului și nu au recuperat exact sumele care ar fi trebuit. Mai sunt probleme și cu amenzile care, iată, am înțeles în centrul orașului, o să citesc mai încolo despre mașinile care stau în centru și nu achită nimeni taxe la ele. Ar mai fi bani de făcut la buget, iar administratorul orașului trebuie să fie foarte grijulnic când e vorba despre banul public, astfel încât să nu mai vedem școli cu toalete murdare, cu geamuri după vremea comunismului, să nu mai vedem școli care poate, Doamne ferește, nu au căldură. Încă o dată repet, o să repet asta până o să le iasă pe ochii celor de la primărie și celor responsabili în fruntea orașului. Ce facem cu gardienii publici? De ce nu plătiți gardienii publici de la școli de la bugetul local, din banii publici? Și de ce trebuie părinții să plătească acolo? Mai ales că școala ar trebui în mod normal să fie gratuită, mai ales dacă te refer la clasa 1 până la a 10-a. Bun, iată o veste bună, zic eu, și o idee interesantă. Copaci tăiați pentru un strand mai curat. Ema Roman, salutăm pe colega noastră care a fost 2 săptămâni la mare și a revenit cu forțe proaspete. Iată cum a revenit, cum s-au declanșat acțiunile bune în orașul nostru. Apă fără impunități la strandul municipal Pașcani, după ce toți copacii de lângă gardul zonei de agrement au fost tăiați de angajații serviciului de gospodărie comunală. Măsura a fost luată pentru a ușura munca acestora, dar și pentru a feri pășcănenii de neplăceri. Mai mult, după spusele reprezentanților primăriei, au fost înlăturați arborii bătrâni, unii dintre ei uscați de o boală specifică coniferelor. Apropo de boala specifică coniferelor, de vreo 4-5 ani există această boală, nu știm cum se cheamă, nu ne spune colega noastră, la coniferele din zona municipiului nostru. La biserica de lângă Scări, cum se cheamă biserica de lângă Scări, știi? Nu e Sfânta Vineri. Nu știu cum se cheamă biserica, Adormirea Maicii Domnului, sau nu știu cum se cheamă, de acolo, de lângă poliție. A avut o perdea frumoasă de brazi înalți, toți s-au uscat. De asemenea, în parcul municipal, mai ales panta dinspre strada care face legătura de la Pașcan la Iași, da? În spitalul municipal, de asemenea am văzut foarte mulți brazi, foarte mulți, și nu numai brazi, dar și alte conifere, uscați, ruginiți de această ciupercă, probabil. Cred că la nivelul orașului, la nivelul unui municipiu ca al nostru, ar trebui să existe o persoană cu studii, și știu că doamna secretara primarului Pantazi este horticultor de meserie. Ar trebui, dacă ea este ocupată, ar trebui să angajeze pe altcineva sau să dea măcar idei, să ocupe primăria, că această boală se răspândește continuu și ne vom trezi într-o zi că nu mai avem niciun brad în municipiul nostru. De asemenea, în curtea primăriei, eu având geamurile către curtea primăriei, am văzut același fenomen. Sunt acei tuia care, la fel, încep să ruginească, să prindă acea rugină, acea maroneală, se usucă. Tot la, în curtea primăriei, văzând zi de zi, acela nu se numește gazon. Nu, în niciun caz. Iar au desenat pe un dreptunghi exact cum ar face orice copil mic la vârsta 4-5 ani, adică abia să țină pixul în mână. Au trasat niște forme geometrice regulate sau niște arce de cerc și în mijloc un cerc în care pun flori. Total inestetic și limitativ așa. Ar trebui un peisagist, un om care să se ocupe de trandafirii din oraș, de brazi, iată, care au această ciupercă. Sunt foarte multe lucruri. Frumusețea stă în detalii, da? Și dacă nu ne avem grijă la detalii, am văzut foarte multe scoaruri cu flori ciobite, stricate,
crăpate. Nu se ocupă nimeni de aceste lucruri. Poate dumneavoastră spuneți că nu sunt importante. Ba, sunt importante. Toate lucrurile trebuie făcute gospodărește. Din păcate, acest oraș arată neterminat, arată învechit. Uitați dumneavoastră, construcții care nu se mai termină aici la catedrală, iată lângă catedrală și primărie, cu aici în patrulatorul ăsta cu Raiffeisen, au încercat să facă cică un parc. Au pus pavele, niște pavele mari, lucrare neterminată. Iarba a început să răsară, să crească printre pavele și în scurt timp vor crăpa acele pavele. Multe lucruri încă nu sunt așa cum trebuie în orășul nostru. Hai să citim în continuare din știre. În zona strandului municipal s-a luat decizia încă de la deschiderea lui să fie tăiat pinii. Materialul lemnos va fi predat către stația Riser, care în sezonul rece va ajunge la familie nevoiașe pentru material de foc, a precizat purtătorul de cuvânt al primăriei Pașcani. Acele de pini erau purtate de vânt direct în apă, dându-le bătăi de cap celor care se ocupă de ștan și care curăță în fiecare dimineață înainte de deschidere. Nu știu cât timp va mai putea funcționa ștrandul în sezonul acesta. Bine, suntem la jumătatea lui iulie, probabil că în august, dar prin septembrie, dar foarte puțin va funcționa ștrandul, motiv pentru care nimeni nu vine să investească acolo. Cine știe, poate oricând ei noștri să ofere condiții bune pentru a putea veni un întreprinzător să liciteze și să ia locația aia, să o dezvolte. Nu neapărat ștrandul, nu trebuie doar vara să funcționeze acolo, ar putea să facă un restaurant mai măricel, mai amenajat, mai frumușel. Sunt, de exemplu, Joia este foarte aglomerat, că acolo avem poligonul unde se dă examenul pentru permis auto și ar avea asigurat un fel de clientel, mai ales Joia, un eventual antreprenor care și-ar desfășura acolo un restaurant. O altă știre, dar nu știu dacă e așa interesant pentru noastră, doar așa dacă vreți să fiți invidioși. Gică Zanet, venitul salariului de 57.722 de lei plus dividende de la societatea care derulează afaceri cu instituțiile subordonate primării. Iată sumele. Bun, v-am spus doar așa ca și titlu. Nu mă interesează cât câștigă domnul Zanet. Mă interesează dacă dumnealui în calitatea pe care are de administrator al municipiului, este sau nu un conflict de interese atâta timp cât prin firmele dumnealui livrează produse unităților subordonate primăriei Pașcani. Licee, grădinițe, spital municipal, chiar primărie. Acest lucru nu mi-este clar, nu cunosc legislația din acest punct de vedere. Probabil că sunt oameni în opoziție, sunt oameni în presă care ne-ar putea da un răspuns la această întrebare. Sau, dacă răspunsul este pozitiv în sensul că există o stare de compatibilitate, atunci ar trebui făcut o sesizare la Agenția Națională de Integritate, la ANI, și să ne se dea un răspuns. Iar dacă, Doamne ferește, dumnealui este în incompatibilitate, atunci ar trebui retras din această funcție. Dar până atunci văd că dumnealui se ocupă de administrarea orașului împreună cu ceilalți factori de decizii, domnul Pantazi și doamna Nedelcu, că despre venitul salarial, fiecare cum își așterne sau cum îi așterne prietenul. Că până la urmă domnul Zanet a venit de mână, dacă putem spune așa, sau a adus de către domnul Pantazi. Iar cei care l-au votat pe domnul Pantazi sunt de acord, probabil, ca și domnul Zanet să aibă un venit așa de consistent din salariu. Bun, o altă știre pe care eu mă bucur că o văd. Proprietarii mașinilor de vânzare parcate în zona deal sunt așteptați la poliție. Iată, tot colega noastră, venită din concediu, a intrat pe cai mare cu știrile. Mașinile care staționează în centrul orașului, zona Casei de Cultură, au anunțuri de vânzare, au fost ținta polițiștilor locali în această zi. Autoturismul aparținând mai multor proprietari și așteaptă cumpărătorii care s-au obișnuit deja să treacă prin târgul ad hoc și să verifice noile oferte. Astăzi, poliția locală și viceprimarul municipiului au luat măsuri în acest sens. Doi agenți au trecut pe la fiecare autoturism pe care l-au pozat, lăsând mai apoi proprietarul în științare prin care îi invită la poliție. Iată ce ne spune domnul Menegon. Polițiștii locali s-au deplasat în teren pentru a transmite invitații la sediul poliției celor care parchează și expun spre vânzare mașini în centrul municipiului Pașcani. Lucru interzis prin hotărârea de Consiliul Local din 12-11-2008. Amenda variază între 500 și 1000 de RON pentru aceste fapte, precizează purtătorul de cuvânt al primăriei.
În vizor au fost luați și șoferi care obișnuiesc să parcheze neregulamentar, încurcând astfel traficul în zonele respective. Iată, spune undeva domnul Menegon, nu mai citesc, că se identifice o locație. Păi identificați, stimați administratori, spune domnul Menegon, transmitelor șefilor dumneitale, să găsesc o locație cât mai rapidă. Sunt foarte mulți oameni, iată, se ocupă pe lângă salariu, pe lângă serviciu, pe activitatea lor curentă și de comercializarea mașinilor second hand, lucru onorabil, dacă omul își plătește taxe, impozite, dacă ai pus-o în centru, de iată că este interzis și sunt fericit că am văzut o astfel de știre și că în sfârșit cei din administrația orașului, doamna Nedelcu, probabil că mă mai ascultă din când în când, și iată, a luat în seamă ceea ce am spus noi de atâta timp aici, centrul orașului și așa s-au umplut orașul de mașini, toate orașele din România s-au umplut de mașini, sunt în jur de vreo 6 milioane de mașini la nivelul întregii țări, nu mai avem nevoie de mașini expuse la vânzare în centru. Domnule, expuneți-le, nu știu, caută-ți în altă parte o locație, știți unde ar fi o locație foarte bună pentru astfel de mașini? Pe malul lacului Peștișorul, acolo spre calea ferată, este o parcare către lacul de lung vreo, cred că are vreo 200 de metri, acolo ar putea fi expuse la vreo 50-60 de mașini și nu cred că sunt atâtea în centru. Centrul trebuie să fie liber, acolo eventual se poate opri în 5 minute sau cât, da, 5 minute atâta e opria, mergi la Profi, mergi la, știu, la magazinele din centru de acolo, mai există și parcarea Casei de Cultură, care la fel, s-au pus bariere și nu funcționează. Da? Trebuia un om pus acolo sau un automat cu puneai 2 lei, ți-a dat chitanța pentru 10 minute sau un sfert de oră sau o oră, nu, pe o oră parcă era. Da, un leu 50 sau 2 lei pentru o oră de parcare și îți poți lăsa mașina așa, acolo. Altfel, sunt fel de fel de indivizi, merg să bea, ca să nu zic altfel, o citronadă acolo la una din terasele din zonă și își lasă mașina câte o zi, două, trei, în parcare. Nu, acele zone trebuie să fie libere. Cine își permite și vrea să-și parcheze bolidul de 30.000 de euro, nu are decât să scoată 2 lei pe oră pentru a-și parca mașina la vedere și a-l vedea gagicile, pe eventual posesor sau poate bărbații, pe doamna care are o mașină bengoasă, să stea în centru. În rest, centrul să fie curat, să fie aerisit, mașinile în capul orașului, cine vrea. La vânzare, în târg, oriunde să fie el, nu în centrul orașului. Bun, spuneam la începutul emisiunii că săptămâna, la sfârșitul de săptămână, a stat sub cele două mari evenimente mari. Evenimente care ne îngrijorează, vorba de lovitura de stat din Turcia și atac terorist, acel carnagiu produs la Nisa de către un franco-tunisian. Sunt pline ziarele centrale cu știri referitoare la aceste două evenimente. Iată pe Academia, ca să avem cu .info, dictatorul Erdogan, cel mai îndrăgit sultan. Și ne spune aici autorul, bine, ăștia de la Academie sunt mai bășcălioși așa, dar din păcate astfel de evenimente nu neapărat că pot fi făcute și în bășcălie, dar ele sunt tragice. De ce? Tragică e situația în Turcia, de ce? Pentru că se vede încă o dată fariseismul oamenilor politici occidentali și, de fapt, neputința lor. Sunt oameni politici slabi, cei care conduc în momentul de față Europa, mă refer la Angela Merkel, la François Hollande. Iată, Barack Obama, toți au stat în expectativă să vadă ce se întâmplă cu această tentativă de răsturnare a puterii, de preluare a puterii. Iar ea a avut loc pe la 11-12 noaptea, deja pe la ora 3, după ce s-au liniștit lucrurile, toți au sărit să-l felicite. Dar până la urmă să știți că președintele Erdogan este un dictator și nu un om democrat. Din păcate, în seara aceasta nu avem timp să abordăm aceste două subiecte. Sperăm că mâine seara, dacă nu vor apărea în seara asta, alte lovituri de stat în România sau în altă parte, bineînțeles că glumesc, vom discuta mâine seara despre aceste două evenimente, tragedia la Nisa și tentativa nereușită de preluare a puterii în Turcia. Pentru această seară vă mulțumesc, vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!
Îți place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să descoperi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. Dacă visezi la o vacanță plină de culoare, află că ai zbor direct spre Barcelona. Ori lasă-te fascinat de istoria orașului Madrid. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași.